În municipiul Buzău, mai toate străzile aflate între blocuri și cele de la periferia orașului au fost astăzi la discreția zăpezii. Pe multe dintre artere, utilajele de dezăpezire n-au ajuns, iar mașinile au circulat cu dificultate. Buzoienii spun că reprezentanții primăriei Buzău au fost luați din nou prin surprindere. Nu am văzut nimic. Nimic absolut. Nimic n-a venit să culce străzile. Uitați-vă pe partea aia acolo. Așa e, nomeți. Absolut nimic, nimic, nimic. Pentru ce plătim noi treaba asta? Nu s-au făcut datoria autoritățile? Absolut deloc. S-au lăudat că au utilaje, că au cutare, cutare. Unde sunt? Azi dimineața n-am văzut nimic, niciun utilaj. Nu, nu am văzut. I-a luat prin surprindere? Nu. Nu, nu, nu. N-am văzut. Nu, că eu stau aici, dar n-am văzut. Totuși, trebuia să-și facă datoria, nu? Păi normal că trebuia, da. Asta nu a venit suficient ca să treacă pe strada aceasta? Păi cred că nu s-a făcut un metru. Nu, nu, n-au fost. În municipiul Buzău, proprietarii de clădiri sunt obligați să curețe trotuarele de zăpadă. În caz contrar, vor fi amendați de poliția locală.